Salut tuturor! Astăzi vă prezint ultima parte din acest proiect, partea în care vom încărca programul pe placa Arduino, apoi vom testa mașinuța. Am scris programul pe laptop în softul de la Arduino, versiunea 1.8.16. Acesta este cablul prin care voi conecta laptopul la placa Arduino de pe mașinuță. Încarc programul de pe laptop. Mașina va porni deoarece este alimentată cu 5V de la laptop. O deconectez de la laptop. Acum mașina este pregătită pentru test. Apăs întrerupătorul de pornire pentru a o alimenta de la baterie. Mașinuța va merge continuu până va depista un obstacol prin senzorul ultrasonic, iar când depistează se uită în stânga și în dreapta prin rotirea servomotorului și va alege să meargă în direcția în care zona este liberă. În continuare vă invit să urmăriți cum această mașină evită toate obstacolele pe care le întâlnește. Ți-a plăcut acest proiect? Dacă da, nu uita să dai un like și să te abonezi la acest canal dacă încă nu ai făcut asta. Iar dacă vrei să vezi și cum am asamblat-o sau cum am făcut conexiunile acestei mașinuțe, dă click pe iconița din stânga sau cea din dreapta. Mulțumesc pentru atenție! Numai bine!